Pentru că totul se leagă în emisiunea noastră. Totul. Fără să vorbim. Stimați telespectatori, atenție mare. Săptămâna trecută vă spuneam cu lacrimi în ochi și cu sufletul rupt și sfâșiat că s-a scumpit berea. Da. Cu 20%. Hai, s-a scumpit, aia. Dar astăzi, pentru că este vineri, pentru că este weekend, am să vă dau o veste absolut senzațională. Cornele, apropo, Cornelușa nostru, nu știu dacă dumneavoastră știați, probabil că nu, cântă excepțional și are și un band. Într-o zi probabil că îl vom invita aici, alături de bandul său, să ne și cânte, să vă cânte și dumneavoastră, că nouă ne tot cântă. Cornele, vreau dacă se poate o piesă de veselie, de bucurie, pentru că știrea asta n-are cum să treacă neobservată, domnul George. Ce atenție mare. Fiți atenți. A fost găsită vreo fântână de bere? Că... Fii atent. Cornele, când ești gata, dă-i cu, dă-i cu o muzică de veselie, de petrecere, de Gică Petrescu, ce vrei tu. Dă-i să fie pe veselie, pe Gică Petrescu, pe ceva vreau. Să fie cu... Uite asta, eu cu asta mă trezesc dimineața, piesa asta. Cu ce, mă, cu asta? Cu piesa asta, un pic mai tare, Corneluș, dacă se poate. Cu piesa asta mă trezesc, asta îmi cântă mie telefonul dimineața. Asta e alarma ta de la telefon? Da. Păi de-aia te trezești așa, iartă-mă. When I'm shoulder wire. Că eu și engleză. Hai, ok, lasă-l. Scuze-mă. Cornele, 3, 2, 1, piesă. Aia e, tata. Astea. Doamnelor și domnilor, s-a descoperit o conductă de vodcă. Descoperirea a fost făcută între Transnistria și Ucraina. Transportă alcool de contrabandă în Republica Moldova, bă! Vai, să trăiască frații noștri! Război, dar conducta să meargă înainte. Fii atent! O conductă folosită pentru a transporta ilegal alcoolul de contrabandă dintre Ucraina și Republica Moldova a fost descoperită de către polițiștii de frontieră ucrainieni în regiunea Odessa. Români! Ne mutăm la Odessa! Mamă, o spui de parcă vrei să mi-o vinzi, nu știu. Așa ești de entuziasmat. Deci... E aproape, foarte aproape. Îți dai seama dacă... Păi acum că au aflat ai noștri. Păi, îți dai seama conducta aia, câte țivi, câte găurele ori să aibă. Și... Lasă-mă să o guriță de poftă. Păi tu de ce crezi că insistă rușii pe Odessa? Mi-a zică ce faci, mă. Lasă-mă să suc un pic la conducta asta. Dă mai multe ori așa. Mi-a zis că mai curge. Dacă nu curge, pică, mâncați aici gura ta. Bagă furtunul, cam butoi. Eugene, ce? Uite ce gaură mare ai făcut, Eugene. Ai adus spiralul de 18. Burghiu. Viva telespectatorii. Asta am vrut să văd. E cu veselie? Păi nu începem noi bine weekendul? Este. E, pe cuvântul. Bă, ți-a zis că are visul bunicii mele vreodată? Perde, păi, camura. Mergem în Odessa, popaia și gura la conductă. O după mama aia la conductă. Stimați telespectatori, hai să vedem cum stăm cu zodiile și dacă mai aflu ceva, imediat de derby, mă înțelegi? Bac, de la Odessa, direct la horoscop. Via. Hai că suntem pe veselie, e weekend și cu siguranță că veștile sunt bune din partea astrelor și din partea Mădălinei Manole, care se află în această dimineață, în platoul dimineața cu noi. Bună! Bună dimineața din nou! Da, sunt niște vești, avem niște tranzite bune, pot să spun. Da? Da. Doamne ajută, hai, în sfârșit cu vești. Luna traversează astăzi zodia Scorpion și vom fi mai atenți la veniturile noastre și la obținerea confortului în general. Din punct de vedere financiar, poate fi o zi prosperă. Berbec, latura financiară revine în atenția ta și vei avea ocazia să faci niște rectificări serioase ce țin de bugetul comun, cu partenerul de viață sau cu terțe persoane cu care colaborezi. Taur, ești mai deschis în dialogul cu partenerul de cuplu și poți lămuri aspecte ce țin de viața în doi. De asemenea, și în relațiile profesionale poți obține niște beneficii, poate chiar un contract. Gemeni, ai ocazia să iei decizii bune la locul de muncă sau legate de stilul de viață. Poate aduci îmbunătățiri modului în care îți desfășori activitățile, poate faci o schimbare de program sau poate te apropii de colegi și empatizați mai mult. Rac, astăzi te dedici unor activități distractive și cel mai probabil îți faci planuri de weekend pentru că nu vrei să stai acasă. Ești mai cuceritor, iar dacă îți place de cineva, nu vei sta prea mult pe gânduri. Leu, ai șansa să clarifici situații ce țin de viața de familie, chiar de bugetul comun sau de acte ce vizează locuința sau un bun de patrimoniu. Fecioară, azi te bucuri de susținere în comunicare. Este o zi bună să iei niște decizii sau să participi la un interviu, să dai un examen sau să faci o deplasare pe care o așteptai de ceva vreme.
Balanță. S-ar putea ca astăzi să faci niște cheltuieli pe care le planificasei cu mai mult timp în urmă. Totodată poți primi sfaturi și informații care să te ajute să-ți crești veniturile. Scorpion, azi debordezi de energie și starea generală este una bună. Poți clarifica neînțelegeri cu partenerul și îți poți îmbunătăți interacțiunea cu ceilalți. Săgetător, s-ar putea ca astăzi să te confrunți cu niște frământări, gânduri și amintiri, însă acestea vor avea rolul de a te ajuta să conștientizezi un aspect din trecutul tău și astfel să-l depășești. Capricorn, s-ar putea să ai succes cu un proiect în care ești implicat alături de alte persoane. Pe de altă parte, îți faci planul cu prietenii, cel mai probabil să plecați undeva în acest weekend. Vărsător, astăzi te poți afirma printr-o idee, prin descoperirea unei soluții neașteptate și poți primi laude din partea superiorilor. Vei avea idei bune în legătură cu strategia pe care trebuie să o adopți în vederea atingerii obiectivelor tale. Pești, îți faci planuri legate de o călătorie în străinătate sau poate primești o invitație de la un prieten aflat peste graniță. Este o zi bună să obții niște aprobări, avize sau să rezolvi niște situații birocratice. O zi bună se anunță astăzi. Mulțumim, Mădălina, pentru informații. Băieți, mult la voi! Zi bună, zi bună astăzi! Apropo de pești! Ia! Apropo de pești, o femeie din Maramureș a rămas fără autoturism. De ce? Pentru că fostul soț i-a aruncat autoturismul în lacul Mujdeni. Unde? La pești. Frumusețea vine acum. Zice, un bărbat din satul mare s-a supărat pe fosta soție. Deci nu e soția, ci fosta soție. Că sau... Și a aruncat mașina în lacul Mujdeni. A pus niște cartofi, niște mujdei, niște cutare. A tăiat niște căței de usturoi. Timp de săptămână s-au făcut eforturi pentru a scoate autoturismul din apă. Băi, o săptămână. Păi e lacul Mujdeni, mă, n-ai auzit de el? Dar e... ce faci, mă, ăsta? E lac fără la miros. E monstru de loc. Că dacă mănânci niște mujdeni de ăsta, niște mujdeni de aia, nu mai e fun. Dai seama că dacă e o gură de apă, e calamare. Când e o gură de apă sărată, e o gură de usturoi. Vii de la gârlă și miroși. Puh, miroși usturoi. Deci o săptămână, doamne, le-au luat să scoată mașina. Da, cred că... M-am mutat în fotografie, să zic că nu, mașina, uite acolo în fotografie, nu e vreun jipan de ăsta, vreo mașină de-asta uriașă, mașinuțe, uite, e un tâc-tâc, chiar că e tâc-tâc-tâc, băi, pe nu ne-au sunat pe noi doi. Nu e cotet. Noi dacă noi mergeam, noi, e mai cotet. E aproape cotet, am înțeles. Deci, da, ne pare rău, eu cred că mașina... Dar vezi că domnii sunt la bronzat. Da, toți sunt așa. Toți sunt așa. Deci toată lumea asta zice, ia, da, o scoate. Da. Nu vă sperați, că de o săptămână stăm, hai să vedem, da, dacă da, o scoate. Da, vedem. Păi n-aveți altă treabă? Nu, no, n-avem. Ne-am fi dus la conducta aia de vot, că au găsit alții, ce să... Și atât stăm aici. Acum, eu îl întreb și pe domnul. Cine l-a pus pe domnul să-i cumpere doamnei o mașină? Dar de unde știi tu că i-a cumpărat? Eu așa bănuiesc. Eu știu doar că i-a aruncat-o. Așa spune știrea. Nu cred că te bași pe... Eu cred că a fost cadou din partea lui. Asta bănuiesc eu. Dar putea mai bine să ia alt cadou mai ieftin, ceea ce eu fac de regulă. E un parfum. Când nu știi ce să cumperi, ce cumperi? Un parfum. Prietene, când ai fost ultima oară să cumperi un parfum de calitate? Acum câteva săptămâni. Bravo, nu mai e ieftin. Nu mai e? De ce, s-a scumpit cu berea odată? Da, 20%. Te dai util, ai nevoie de un parfum. Da. Trebuie să te dai. Altfel, dacă te duci la Mujdeni, mai e și...